Am revenit, dragi telespectatori, la discuția noastră vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă Complexul Energetic Oltenia, sindicate galbene și sindicatele care au rămas să lupte împotriva administrației, împreună cu liderii de sindicat Constantin Crețan și domnul Nicu Bunaica. Domnul Bunaica, dumneavoastră nu prea mai apucat să spuneți, pentru că verba domnului Crețan și intervenția telespectatorilor v-au cam acoperit. Sunt foarte multe de spus. Așa, referitor și la sindicaliști ăștia compromiși, de exemplu, ei înainte vreme, ce se întâmplă? Erau învățați să fie și sindicaliști și directori. Pe la întreprindere erau cât un sindicalist și directorul un fel de marionetă. Ei făceau numirile, ei... Plus directorul la societăți. Bineînțeles, plus la societăți, de unde mulgeau bani și făceau lucruri necurate. Făceau angajări, nepoate, nași, fiind, copii. O întreagă cumetrie de lucruri era acolo. Cumetrie, da, bineînțeles. Își făceau, poate își pregăteau terenul pentru viitori primari, angajau copiii oamenilor din sat pentru a avea aderență la... Și la natura politică un pic să aibă de susținere. Bineînțeles, da. Deci s-au gândit la toate lucrurile astea. Deci interesul personal îi prima aici și primează din totdeauna. Acești oameni sunt în stare să vândă orice pentru a ajunge undeva în vârf ei. Trec peste cadavre, deci nu se gândesc la oameni. De exemplu, în toate unitățile miniere sunt diferențe mari de salarii. Din ce cauză? Ei au promovat anumiți oameni ai lor, o clasă uriașă. Eu cunosc, la mine a fost caz de maestru care avea salariul de șef de sector de 12 ani de zile. Cum se poate așa ceva, un CFL să aibă asemenea salariu? Nu mai spun muncitori, care erau în sindicatele agreate și de administrație și nimeni nu s-a sesizat să zică, domnule, stați puțin, omul ăsta de ce are clasa 3 și omul ăsta are uriaș, o clasă uriaș, un salariu uriaș. Din ce cauză? În mai multe cazuri am cerut prin adrese Complexul Energetic Oltenia să facă o recolerare a salariilor, o grilă unică la nivel de Complex Energetic Oltenia. Și credeți că sunt interesați de această am văzut propunere că obiectivă? Ar avea un interes, ar fi o discuție chiar mâine în Comisia Mixtă pe această problemă, pe o recolerare a salariilor, o reașezare a salariilor minerilor și ar fi foarte bine să se facă. Deci să corelați, adică salariile minerilor cu salariile administrației? Adică nu. Așa ar fi bine, să aduce salariul pe salariile administrației. Da, sunt diferențe mari și între muncitori. Da, de exemplu, lăcătuși mecanic, ceea ce a spus dumneavoastră. Lăcătuși mecanic care ia salariul mic. Nostru mecanic care trage la păcănele. El are clasa maximă, nu are pe aia minimă care o are lăcătușul de trage de cizme și de noroi prin carieră și nu are mijloc de transport. Unii trag de cizme, alții trag de păcănele. Da, e important să vă completeze domnul Bunaica și noi toți împreună, sindicatele independente, am cerut expres Complexul Energetic, conducerii Complexului Energetic Oltenia să armonizeze aceste clase de salarizare la salariați. Spre surprinderea mea, în presa de astăzi, într-un anumit cotidian, apare că cere Căldăruce acest lucru, care acest lucru noi îl facem de un an de zile. Oficial am cerut lui Ciurel să armonizeze grila de salarizare. În presă, presa care, știți și dumneavoastră ce se întâmplă, este o presă care e agriată și... E și o presă galbenă. O presă galbenă, ca și sindicatele să fie și o presă galbenă pe lângă oamenii politici. Apare că cei de la SMEU cer acest lucru, lucru care noi l-am cerut oficial de un an de zile. Bună seara, sunteți în direct. Da, din păcate s-a pierdut legătura telefonică. Și, de exemplu, ei n-au niciun interes pentru că au salarii mari. E un alt fel de grilă față de fostele unități ale SNLO-ului. Și la noi sunt salarii foarte mici. În zona rovinarelor iau salarii bune muncitorii, minerii. Și mai e o stupiditate. Vedeți dumneavoastră, fostele unități care a fost în Complexul Energetic Turceni și Complexul Energetic Rovinari, toată lumea are sport de fidelitate. Deci până la nivel de director general, are sport de fidelitate. Toată lumea primește acest sport. Pe când în fostul SNL-ul, primesc salariații acel spor de carieră doar un segment dintre salariații care lucrează în acele condiții deosebite. Un lucru care este incorrect. Să primești un spor la toată lumea general, iar dincolo să primească numai cei care lucrează în condiții deosebite. Nimeni nu s-a gândit la lucrul ăsta și nu l-a gerut acest lucru. Nu poți să dai spor de fidelitate sub masca unui spor de fapt de condiții grele și acelui care stă și este în directorat. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, Dan, sunt fost angajat al URX Rovinari. Vă ascultăm, vă rog. Aș dori să adresez o întrebare domnului Crețan. Ce știe de ce s-a întâmplat cu această
Întreprindere. Care întreprindere? Urex Rovinari. Urex Rovinari. Da. Dacă își mai aduce aminte de numai... Sigur. Sigur. Vă răspund, da? Da, răspundeți că vin cu a doua întrebare. Da, deci Urexul Rovinari a fost apanajul mișcării sindicale a fraților Crișan și al fostului director care era la acea unitate pe Gorj pentru fondul proprietatea vechi. Deci apanajul liderului de sindicat care acolo s-au compromis și au acceptat funcții în conducere și a vândut Urexul pe prețul de nimic. Îmi permite, spuneți numele, Etegan sau care? Da. Da. Care Etegan, Condescu? Da. Frații Crișan. Nu. Din partea sindicatului a fost Etegan sau cine a fost? Nu, eu nu. Pentru că Etegan. Deci... Care-i colegul nostru la Minerit acum? Nu. Deci Etegan era la Federația Rovinari. Când s-a întâmplat privatizarea uzinii de reparații Rovinari și UACC-ului Rovinari, a fost apanajul acela care conducea fondul proprietatea, câțiva lideri de sindicat și câțiva oameni de afaceri. Dați un nume ca să putem discuta în seara asta. Domnul Jujean. Frații Crișan. Ion Rușeț, acțiuni la UACC Rovinari. Vă mai spun și alt lider de sindicat cu acțiuni la UACC Rovinari. Discutăm de Urex Rovinari. Deci Urexul Rovinari, v-am spus ce s-a întâmplat. Știți ce s-a întâmplat acum? Da. Vă ascult. Știți ce s-a întâmplat în perioada următoare? Nu mai știu ce s-a întâmplat pentru că în 2004 eu am fost arestat. Știu. Știu foarte bine pentru că de asta am intrat în directul nostru. Da. Știți unde este domnul Etegan? Fost angajat al Urex Rovinari? Da, este în subordinea lui Ion Rușeț la Complexul Energetic Oltenia. Nu e păcat ca mecanicul șef al bazinului Rovina să aleagă praful? Ba da, este păcat, dar vedeți dumneavoastră, a dispărut chiar și Urexul. A dispărut și... Praful, da, deci, și... Deci a dispărut toate societățile comerciale care atunci, știți și dumneavoastră, chiar și scoaterea unui oameni din sistem care a ajuns la Minpres, care a fost tot sindicatele care a înființat această societate, i-a păcălit pe oameni pe 2 ani de zile că le dă drepturi exact ca minerit, i-a externalizat și a bătut joc de ei. Haideți să nu facem politică în seara asta, pentru că aș vrea să revenim la Urex Rovinari. Cine a vândut Urex? V-am zis, liderii de sindicat, șeful FPS-ului. Aș vrea să intrați, să vă asumați răspunderea și noastră în calitate de lider de sindicat, unde a fost în perioada respectivă și coeziunea cu domnul Condescu, că era subalternul dumnealui. Nu, deci încă o dată, scandalul dintre mine și Marin Condescu a început din 96. Din 96 am avut scandalul cu Marin Condescu. În 99 drumurile noastre s-au despărțit. Scandalul noastră a fost în perioada când a fost vândut Urexul, dacă știți. Ați întrebat acel lucru, vă rog, referiți nu, Urexu, la o idee concretă. Urexul în 96-97. 96-97. Da. Tocmai de asta aș vrea să vă aduceți aminte că trăiți în Rovinari și nu e frumos să vă bateți joc ca lider de sindicat, să aleagă praful de o întreprindere care a fost mecanicul șef al mineritului din bazinul Rovinari, să aleagă praful și să ales unde s-a ajuns în zilele actuale. Nu, atunci organizarea, forma de organizare sindicală era Federația Rovinari. Federația Mineră Rovinari. Bun. Responsabil de Urex, de Urex era Etegan și cu Ionicioiu. Dacă îmi permiți. Eu eram la mineri, eram la EMR Rovinari. Bun, încă o dată, dacă îmi permiți, o întrebare. Ce activitate ați făcut de astră pentru a nu se vinde această întreprindere a statului către niște bandiți care au fost șahiștii României? Eu nu puteam să fac nimic atât timp cât sindicatul de la Urex Rovinari a intrat cu cotă parte în acțiunile de acolo. Deci sindicatul de acolo a hotărât soarta oamenilor de acolo. Și sindicatul de acolo era afiliat direct la Federația Mine Energie la București. Deci era o structură sindicală care era afiliată la nivel de Federația Mine Energie de la București.
Vă rog, colegii... avea reprezentant la nivel de federație la București. Rog colegii din regie să încheie acest apel, pentru că domnul văd că are niște dispute personale de tranșat aici. Nu, nici măcar nu s-a prezentat și două zile stau de vorbă cu dumneavoastră. Rog colegii din regie să închidă telefonul. Vă rog, domnul Bunoaica. Ce să mai spunem? Sunt foarte multe de spus. Exact cum am mai spus la un Consiliu Federal, în care am expus problemele care sunt aici la nivel de complex energetic. Chiar l-am rugat pe domnul președinte Mureșan să vină în zona Gorjului și să tranșeze lucrurile cu sindicaliștii, cu complexul energetic, referitor și la acel adaus care se bate atâta pe el, că nu s-a putut obținut. Nu se obține. Nu se va obține niciodată, pentru că liderii de sindicat nu au dialog cu administrația. Până la urmă, domnul director general este cum este, dar trebuia să aibă un dialog pentru a obține acest lucru, nu a face o întâlnire mixtă și a începe să spui anumite lucruri. Primim foarte multe SMS-uri pe aceeași tematică. Dacă se mai dau banii pe cărbune și vă rugăm să citiți SMS-ul. Deci nu se mai dau banii pe cărbune. Nu, deci în contractul colectiv de muncă este prevăzut că acest cărbune se dă în natură. Eu le recomand la oameni să-și iau acele vouchere, să le valorifice, să facă ce vrea cu ele, pentru că altfel nu vor lua nimic. Dar administrația... Că deja e semnat cu... Să știți că au furat minerii aici. De exemplu, a fost trecut valoarea de 6.300.000. S-a luat impozit, a trecut ca bani, înțelegeți, nu ca combustibil. S-a luat impozitul, 16%, s-a mai luat la sănătate. S-a luat și de acolo impozitul și plus oprirea la sănătate, la CNAS, la asigurări. Deci a luat 30%. Alo, bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Alo, rog colegii din regie să facă ceva, că la noi nu se aude nimic aici în studio. Alo, bună seara. Sărămâna, bună seara, vă ascultăm. O întrebare pentru domnul Crețan. Mai e valabilă acea ordonanță? Care ordonanță, doamnă? La ce anume ordonanță vă referiți? Pentru minerii și energie, doamnă? Da, pentru minerii și energie, da. Păi lucrați în sistem? Da. Păi și vă vândeți locul de muncă pentru sumă de nimic. Țineți de locul de muncă, doamnă, că e păcat. Păi este valabilă, dar nu vă recomand să vă vândeți locul de muncă pe sumă de nimic. Gândiți-vă la familia dumneavoastră, că e păcat. Chiar dacă e greu pentru dumneavoastră în sistemul ăsta, trebuie să țineți de locul de muncă. Păi câte? Mai e valabil cu 6 salarii și... Păi ce înseamnă, doamnă, 6 salarii? Că mergeți cu mine la o cârciumă și îi bem într-o seară. Deci, doamnă, nu vă vândeți locul de muncă. Țineți cu dinții de locul de muncă, vă rog eu din suflet. Doamna, poate să nu vă atragă ordonanța, acea ordonanță 6 salarii. Au fost 16 salarii și s-au pierdut. Mișcarea sindicală a pierdut, a fost 16 salarii. Colegii noștri din Energie, unde sunt la Federația Univers, de la CES și din altă parte au 16 salarii compensatorii. Iar noi, mișcarea sindicală, n-am fost în stare să păstrăm acest drept. Și atunci dumneavoastră nu-mi vă dați locul de muncă pe 6 salarii, e păcat. Păi și sperăm, așteptăm și sperăm și noi la cele 16 salarii? Nu, doamnă, eu vă recomand să vă apărați locul de muncă și să păstrăm locurile de muncă. Asta e lupta noastră. E păcat să vă vândeți locul de muncă pe 6 salarii. O seară bună. Mulțumim pentru intervenție. Oferim și consultanță în materie de probleme economico-financiare în cadrul complexului energetic Oltenia. Domnul Crețan, oamenii sunt tentați totuși de acea sumă mică. Așa au fost tentați și în 97. Și probabil sunt și manipulați de către anumite cadre de acolo. Domnul de la Urex, care vrea să mă încurci pe mine anumite chestiuni. Nu. În 97 s-a întâmplat la acel fenomen în care a venit acea primă ordonanță. Într-adevăr, salariile erau foarte tentante. Dar guvernarea de atunci a avut grijă la în următoarea perioadă să ridice prețurile în care acea sumă a devenit nesemnificativă. Atunci s-a întâmplat când oamenii au luat sumele compensatorii, iar obligația administrației și a guvernelor de atunci era să asigure alte alternative economice pentru acei oameni care au plecat. Nu s-a asigurat absolut nimic. Un loc de muncă nu s-a asigurat pentru acei oameni. Mai mult decât atâta, a hotărât scoaterea din sistem a prestatorilor. Urex-ul Rovinari, OACC Rovinari, TPSUT, care au fost vândute la prețul de nimic la niște șmecherași. La niște șmecherași care acum, în ziua de astăzi, sunt penali. Și sunt plini de bani. Și plini de bani.
Dar tot cu aportul mișcării sindicale, a unor lideri de sindicat, cozi de topor, care au contribuit la distrugerea acelor unități. Eu am fost împotriva scoaterii din sistem acelor unități, dar cât puteam să fiu și eu împotrivă, pe urmă am tot fost împotrivă când, până m-a costat libertatea. V-ați luptat cu un întreg sistem. Absolut. Alo, bună seara, sunteți alături de bună noi. Bună seara. Îl felicit pe domnul Crețan pentru răspunsul doamnei respective să nu plece din sistem. Și încă o dată să nu uite că dumnealui împreună cu domnul Condescu, de când te ținem noi cont acolo, că totuși Urexul, că totuși din cel dinainte la telefon, domnul Condescu ne-a vândut împreună la Crișana. Deci îl felicit încă o dată pe domnul Crețan, că pe doamna o îndeamnă să nu plece din sistem. Mulțumim da? Frumos pentru intervenția eu noastră. E o chestie foarte bună pentru că îndeamnă totuși că față de Rovina s-a ales praf. Și să nu uite că totuși este din Rovinari. Să nu se aleagă praful de Rovinari în continuare, să curgă ce mai poate să curgă cernușe și mai departe. O seară bună. Mulțumim și noi dumneavoastră pentru intervenția telefonică. Uitați că oamenii vă susțin, sunt în număr din ce în ce mai mare alături de noi. Asta, istoria mișcării sindicale o să o găsiți în acea carte a mea. Deci eu nu pot să spun nici de Marin Condescu. Marin Condescu a fost un om care a luptat cu mine până prin 99. Deci Marin Condescu ați dus lupte de gherile sindicale și atunci? Da, a fost o trădare, de exemplu, în 94, când am avut mare grevă de la Târgu Jiu, care erau, zice, a fost peste 30.000 de oameni în piața din prefectura Târgu Jiu, când a venit ministru și Măgureanu, șeful SRI-ului, atunci minerii avea tendințe să plece către București, era mai periculos decât cei din Valea Jiului. Îl avem alături de noi pe domnul președinte Dan Ilie Morega. Bună seara, domnule Morega! Bună seara dumneavoastră, bună seara domnului Crețan și domnului Bunoaică. Să trăiți, domnul. Vă ascultăm. Președinte. Doresc să-l felicit în mod deosebit pe domnul Crețan, care este un vașnic luptător pentru salariații din minerii și energie, care a și suferit tot pentru mineri și care iată că se zbate în continuare așa cum poate și cu numărul pe care îl are de minerii care împreună cu liderul interimar al PNME, cu Dan Pârgulescu, să zbat, să luptă pentru interesele minerilor și energeticienilor. Este regretabil că Ion Rușeț, care a fost unul din cei mai mari profitori ai mineritului, ai energiei, care și-a bătut joc de Sin Zilt, care s-a înfructat vârtos de la minerul Măpăsari, din banii energeticienilor, care se pare că a încasat în mod ilegal. Noi facem investigații la Institutul de Analiză Investigații Publice și Politice, chirie pentru apartament când era parlamentar și în același timp a primit și de la parlament. Este rușinos pentru acest ciurel și gașca lui care împreună cu Rușeț și împreună cu Răuț, pentru că nu trebuie exclus, în special ultimii doi care alergau ca nebunii cu autoturismele, să facă presiune asupra membrilor de sindicat, fie că erau la minerul Rovinar, fie că erau la PNME, amenințând salariații din minerii și energie să intre în această caricatură nenorocită care e în subordinea directă a administrației SMEO. Dragi reprezentanți legali ai mineritului și energiei, nu vă fie frică, mafia sindicală galbenă, cum o numiți voi, deși roșie, și cea politică pică. Pentru că mult nu mai are de trăit. Așa că eu vă rog în continuare desfășurați activitate intensă, convingeți oamenii să treacă de partea voastră, de partea sindicatului minerul și de partea PNME-ului,
Iar Dan Părvulescu trebuie să nu mai stea în interimat ca să aibă mai multă forță și să creeze mai multă unitate și trebuie să facă alegeri în așa fel încât să devină președinte în mod legal. Și sunt convins că împreună conlucrarea dintre cei doi și căderea celorlalți neaveniți care sunt aserviți și de fapt nu îi conduc, mă refer la acel căldărușe sau căldărar, cum îl cheamă, și împreună cu Bălăceanu, viața îi va judeca. În mod categoric și pe Rușesc, care de fapt a fost un trădător o viață întreagă. Ieri la PNL și PDL, azi la PSD. Iar când mă privește, voi lupta în continuare atât cât pot eu, cu forțele mele, fără a avea un partid politic. Pentru că mă interesează de fapt Gorjul, gorjenii, economia Gorjului și ca Gorjul să nu rămână județul foametei, județul sărăciei, datorită acestor netrebnici de lideri de sindicat care sunt slugile și acel individ care este slugoiul și nimeni îi spun numele împreună cu Rușet și fac pantofii lui Ciurel. Și Ciurel, de fapt, conduce acel sindicat. Este inadmisibil așa ceva. De fapt, ei n-au făcut altceva decât au spart unitatea și forța când era nevoie de un echilibru mai mult ca oricând acum, când a fost un management total defectuos și dezastruos din partea lui Ciurel, Salu Călinoiu, care de fapt este acest cuplu nenorocit pentru gorjeni. Cred că se știe foarte bine faptul că în 2007-2008, când am fost în Naga, fie la SNL-o, fie la Robinari, sau în Consiliul de Administrație de la Turceni, au fost cele mai mari salarii și s-au majorat la mineri și energeticieni. Ca apoi să vină, de fapt, în divizii PSD-ul și să-i aducă cu 40 și ceva la sută mai mici veniturile și nu numai veniturile, pentru că nu-i vorba numai de veniturile salariale și alte sporuri legale care le primeau din 1990 încoace și altele chiar dinainte de 1990. Eu ne doresc putere și forță în continuare, mai multă unitate și voi fi alături în continuare de domniile lor. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, domnule președinte Dan Ilie Mărega. Vă mulțumesc foarte mult, o seară plăcută. Uitați totuși că se alătură nume importante și cu destulă forță și resursă de imagine publică demnă de luat în considerare la tot ceea ce înseamnă opoziție la actuala administrație a Complexului Energetic Oltenia. Eu vă spuneam și în începutul emisiunii dumneavoastră, deci cu domnul Mureg am avut și multe dispute și când era prefect și după aceea pe anumite chestiuni. Acum chiar fac parte și eu din acel institut, sunt unul din membrii fondatori alături de domnul Morega. Este singurul politician din Gorj care într-adevăr se ocupă de destinele gorjenilor și când o face din suflet. Rog încă o dată pe această cală, pe oricine dorește din Consiliul, din Complexul Energetic Oltenia, din administrație, că e vorba de Laurențiu Ciurel, că e vorba de domnul de Ion Rușeț, că e vorba de oricine din administrație care dorește să dea un drept la replică, care dorește să-i spună un punct de vedere, au numărul nostru la dispoziție acolo, poate să sune în orice secundă și să-și expună punctul de vedere vis-a-vis de absolut tot ceea ce se discută aici. Îi rog încă o dată pe această cale, dacă au o minimă bunăvoință, să intre în direct și să vorbească cu telespectatorii care se uită în momentul de față la postul Tele3, vă rog. Deși tăcerea un răspuns, nu e o problemă. Cine tace, consimte. Da. Multă lume încearcă să mă acuze pe anumite chestiuni. Eu m-am spus, eu i-a dat gir și credit lui Ciurel în prima fază când a fost numit. Iar după aceea când a început să calce aiurea și să ne meargă concret pe anumite chestiuni, n-am avut niciun fel de legătură cu dumnealui și mi-am făcut datoria de lider de sindicat. Deci eu sunt plătit de sindicat, sunt plătit de un nucleu de oameni și
Voi respecta mandatul dat de oamenii de la... Domnule Căsean, vreau să vă întreb, de ce ne lovim noi cei care reprezentăm adevărurile reale de acest ermetism, de această închidere în materie de comunicare, de tot ceea ce înseamnă complexul energetic Oltenia? Cine nu are comunicare înseamnă că are ceva de ascuns. Deci părerea mea că ar trebui să fie o transparență totală. I-am rugat de nenumărate ori și în direct. Și dacă doresc în orice secundă și intră pe acea ușă și vin aici un secundă, doi, mă ridic de aici de la pupitru și las pe orice, indiferent că e Laurențiu Ciurel, că e Ion Roșeț, indiferent orice din administrație și vrea să-i spună un punct de vedere, îi invităm aici. Facem și cereri în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. De ce există acest ermetism incredibil? Eu v-aș recomanda dumneavoastră totuși să încercați să luați legătura cu acel al doilea manager, director economic, am văzut că are o altă viziune și o altă idee despre complex și va răspunde oficial pe date economice. Alo, bună seara, sunteți alături de noi. Da, s-a pierdut legătura. Da, este vorba de domnul director financiar, domnul Ciubătărică. Ciubătărică, deci... Dânsul l-am văzut la întâlnirea. Domnul director, asta vreau să zic, credeți, Ciubătărică, de care spuneți dumneavoastră, credeți că poate ieși, că are curajul să iasă fără avizul? Ce să domnul, este un om tânăr, este o speranță. Este un manager privat și el. Nu știu dacă ați văzut în presă, scria că următorul director manager va fi George de la Minpres. Nu. Al doilea director manager care este în Gorj acum, în afară de alte, vorbim de sistemul nostru, Minite Energie și prestatori. Ciubutorică este manager privat. Are același grad ca și Ciurel. Prima dată când l-am cunoscut, la întâlnirea cu domnul ministru Gera, a prezentat situația financiară a complexului. Dar de fiecare dată când ne-am cerut anumite date economice, mi le-a pus la dispoziție fără dar să... Dar chiar a rugat sindicaliștii. Și eu v-aș ruga... Vedeți să nu-l băgați în gura lupului acum cu ceea ce a spus. Să fie de bine. Mi se arătură discuției noastre colegul meu din presă, Narcis Daju. Bună seara, Narcis Daju. Bună seara, Leo, ție și invitațiilor tăi. Suntem pe Metereze, te ascultăm aici. Aș vrea să fac un anunț. Având în vedere că suntem într-o situație de blocaj total la nivelul managementului CEO, mai exact avem un manager privat și apolitic trimis în judecată, Direcția Națională Anticorupție a identificat un prejudiciu de 5,6 milioane euro și CEO refuză să se considere parte civilă. Mai mult decât atât, deși contractul de mandat încheiat între Ciurel și Consiliul de Supraveghere îi interzice lui Ciurel să mai rămână fie și o secundă în fruntea companiei, în situația în care a fost trimis în judecată, având în vedere că ministrul Gerea răspunde pășcălios parlamentarilor de Gorj, care i-au solicitat prin interpelări să analizeze noua situație în care se află Ciurel, odată cu trimiterea sa în judecată. Vreau să vă anunț că prin ONG-ul pe care îl conduc, e vorba de grupul de acțiune în interes public, voi cere mai multor comisii parlamentare de profil să inițieze o anchetă parlamentară la nivelul Ministerului Energiei și al complexului energetic Oltenia, în sensul să avem cu toții acces la contractul de mandat al lui Ciurel, să ne convingem dacă poate să mai rămână în fruntea CEO sau nu, și să aflăm care sunt persoanele din conducerea CEO care se opun ca această companie să recupereze cei 5,6 milioane de euro. Profit de ocazie să solicit să se alăture acestui demers domnului Dani Diemorega, domnului Constantin Crețan, domnului Dumitru Pârbulescu și celorlalți lideri sindicali de bună credință din Gorj. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută. Și noi îți mulțumim, Narcis Daju. Deci, până la urmă, lucrurile în societatea civilă încep să se miște, destul de vigoros. Eu apreciez foarte mult activitatea domnului Daju privitor la complexul energetic Oltenia și, în general, la toate problemele economice ale județului Gorj. Într-adevăr, dumnealui este un luptător, l-apreciez și îi garantez pe această public că sindicatele independente și tot ce reprezintă organizații pe care le reprezentăm vom merge pentru aflarea adevărului și anumite demersuri împreună cu domnul Daju și cu domnul Morega. Un telespectator ne întreabă ce se va alege de utilajele de la Peșteana Sud, păcat. Acolo, la Peșteana Sud, a fost o ambiție personală în care
Vedeți, dumneavoastră, de multe ori în lupta cu liderii de sindicat, directorii și directorașii noștri din unități se răzbună pe oameni. În varianta de a decima un sindicat, în varianta de a distruge, Peșteana nu trebuia chiar închisă. Dacă analizăm prețurile de cost și dacă acolo se punea o echipă serioasă să conducă, prețurile de cost erau foarte bune pentru că era o zonă de exploatare în zona de luncă. Dar aceste răzbunări ale directorașilor a dus la închiderea acelei unități. De asemenea, știți și dumneavoastră că oamenii politici din Gorj promiteau că vor deschide zona Bustuchin, a închis și seciurile. Vor urma să închidă și alte perimete minere tot pe fundamentul că au prețul de cost ridicat, dar nu pun în balanță ca oamenii incompetenți care conduc acele unități minere și au un preț de cost foarte mare. Am toată stima pentru anumiți profesioniști care reușesc să scoată tona de cărbune la un preț foarte mic, dar sunt unii susținuți pe criterii politice care nimeni nu trage la răspundere că au prețuri de cost foarte mari. Vis-a-vis de ceea ce spunea colegul meu Narcis Dajul anterior, un alt SMS, una dintre marile șmecherii este aceasta cu salariu confidențial. De ce se menține această măsură? Eu nu știu de ce ar putea să fie salariu confidențial atâta timp cât în România se știe salariul președintelui, se știe salariul premierului, se știe salariul celui de la... Parcă la Orențiu Ciurel ar fi agenția ei și așa mai departe. Cine știe ce mare statut ar avea de... Până la urmă, funcția lui trebuie să își justifice exact... Numai la instituții care... Salariul meu este de X lei. Exact. La Borța se mai întâmplă un lucru care nu știm cât a câștigat și ăsta. Iar e un mare bandit care... Pe mine m-a deranjat, nu că apăr complexul energetic Oltenia, îl apăr pentru că complexul energetic Oltenia nu îl reprezintă directorii sau, deci îl reprezintă oamenii și care oamenii lucrează. Dar să vii tu Borza și să spui că nu ești de acord cu înființarea acelui mix energetic. Mixul energetic este o necesitate. Și am spus-o și m-am opus înființării complexului energetic Oltenia și toate sindicatele erau împotriva mea împreună cu guvernul României de atunci. Dar fără mix energetic nu se poate. Iar Borja ar trebui trarea răspundere. Și vă spun public o chestiune foarte importantă. Am stat de vorbă cu liderii de sindicat de la Hidro. Cele două mari hidrocentrale au fisuri în sistemul de baraje. Nu s-a făcut niciun fel de reparații în anii trecuți. Și riscăm să ajungem la niște dezastre naturale spărgându-se acele baraje la poți de fer 1 sau 2. Asta e meritul lui Borza. Din păcate, domnul Crețan, timpul ne presează, telefoanele sună în continuare. Mulțumesc telespectatorilor care au fost alături de noi sau care doresc să intre în continuare. O veți face data viitoare cu siguranță. Timpul e dușmanul nostru numărul 1 aici. Vă mulțumesc pentru participare, domnule. Mulțumesc telespectatorilor care au sunat sau care au dorit să intre în legătură directă cu noi și nu s-a putut. Punem punct emisiunii aici. Sunt Leonard Filip, vă mulțumesc pentru atenție. Tele 3, toată săptămâna e alături de dumneavoastră.